Pentru seria a patra anului 2014 au fost alocate 24 de bilete de tratament, 6 în stațiunea Covasna, 6 la Olănești și 12 în Pucioasa. Perioada de intrare în stațiune este cuprinsă între 3 și 6 aprilie. Lista care cuprinde această serie a fost afișată atât la Casa de Pensii Dâmbovița, cât și pe site-ul instituției. Beneficiarii vor fi anunțați la adresa sau la numărul de telefon menționate pe cerere. De asemenea, pentru această perioadă, instituția dispune de bilete de tratament pentru stațiunile Olănești, Amara, Gioagiu și Pucioasa, cu începere la aceeași dată.